În urma acestor descinderi de amploare a fost reținut și complicele celor doi scandalagii din Stănești. Este vorba chiar despre bărbatul care a tăiat cătușele unuia dintre cei doi și a ajutat să scape. Detalii ne aduce chiar acum colega mea Alina Dodenciu. Alina, bun găsit! Te ascultăm, ești în direct! Bun găsit tuturor! Polițiștii gorjeni l-au reținut pe bărbatul care a tăiat cătușele unuia dintre scandalagii de la Stănești. Bărbatul în vârstă de 42 de ani va sta în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Acesta a tăiat cu toporul cătușele unuia dintre cei doi tineri care au făcut scandal la hramul satului. Tinerii agresivi au reușit să bată mai multe persoane, uneia dându-i cu paharul în cap. Complicele acestora este cercetat acum pentru favorizarea făptuitorului în incidentul de la Stănești. Pe numele său a fost emis un mandat de 24 de ore, urmat de 30 de zile de arest la domiciliu.